Amira a mai fost la România au talent acum exact un an. Un an i-a fost suficient ca să evolueze cât alții în 10, ca în poveștile magice. Da, și tocmai de asta vreau să mai spun ceva, dacă îmi permis, Bobo, și da, aș vrea să spun ceva pe înțelesul Amirei. Al ei, al părinților ei, al fanilor ei și al tuturor celor care ne urmăresc. Amira era evident de anul trecut că e un fenomen. De altfel, noi l-am și conștientizat și ne-am tot gândit că a fost o scăpare a noastră, că noi n-am apreciat suficient talentul ei încă de sezonul trecut. E un copil acum. E un copil. Da, da. Bravo, Amira! Un golden buzz atât de mare poate să înghită un copil atât de mic. Noroc că Amira s-a întors la timp în brațele mamei. Iar acum când a revenit, și a revenit și cu un progres din punct de vedere artistic, era de-a dreptul strigător la cer ca unul dintre noi să nu-i ofere acest butor auriu, pentru că e clar că avem de-a face cu un fenomen. S-a făcut dreptate? Ți se pare corect ce s-a întâmplat acum? Da! Deci ce să vă zic, să o lăsăm să se pregătească, ne vom revedea în semifinale. Direct în semifinale. Direct în semifinale. Hai să zic tot. Ești de aur. Să ai amintire. Foarte bine.